La Paști, de Ion Luca Caragiale. 10:30 seara în sâmbăta Paștelui. Marele magazin de coloniale, delicatese, comestibile et colori și mare depou de vinuri et băuturi indigene et străine cu firma La Trei Struguri Tricolori și-a lăsat obloanele și a închis gazometrul. Tânărul Lache, funcționar comercial în acest mare magazin, își pune costumul cel nou și cravata cea nouă, își încalță ghetele cele nouă cu bizețuri, își ia pălăria cea nouă și pornește. 24 de ore de absolută libertate. Să-l urmărim ceas cu ceas și pas cu pas. 11:30, sâmbătă, noaptea. Clopotul de la mitropolie. Un tun. Lache trece podul de la Palatul Justiției în direcția sud. Al doilea tun. Lache a intrat în curte la doamna Bălașa. În biserică nu mai e loc. Lache stă afară, se închină. Cuprins de o adâncă evlavie, își aduce aminte cu dor de părinții lui de la Otopeni. Încet, încet, tot vârându-se, reușește să suie treptele de la intrarea templului. Aude corul, dar nu poate vedea decât marele policandru învăluit într-o ceață groasă. Se ridică în vârful picioarelor, rezimându-se cu mâinile întâi pe umerii unei cocoane, care îl face obraznic și măgar, și pe urmă pe una dintre coloanele de marmură imitație. Stă câteva minute, cu capul întins și în vârful picioarelor, e, parcă ar vedea mai bine așa. Însă o gheată, a din dreapta, îl supără când stă în vârful picioarelor. Lache rabdă cât rabdă, apoi se hotărăște să nu mai lase gheata să-l supere și se lasă pe călcâie. Lumânările se aprind. Lache scoate din buzunar o portocală, îi trage coada afară și ia de la cocoana care îl făcuse măgar și obraznic, lumină. 12:15. Lache suie la mitropolie cu portocala aprinsă. Suind, gândește. La ce? La un lucru foarte ciudat. De ce totdeauna gheata din dreapta supără mai tare decât cea din stânga? Și apoi, de ce la suiș supără gheata din dreapta mai tare decât pe un drum drept? 1:45. Lache coboară dealul mitropoliei, ținând strâns portocala aprinsă. Ciudat lucru, la coborâș gheata din dreapta parcă supără și mai mult ca la suiș. Cu cât îl strânge gheata, cu atât Lache strânge portocala. O strânge până o sparge. Suflă, o stinge și o pune în buzunar. 5:30 dimineața. Lache umblă pe stradă fără să știe exact unde vrea să meargă, fără să fi hotărât cum să înceapă petrecerea de Paști. Ciudat lucru însă. Și pe loc drept, gheata din dreapta supără tot așa de tare ca și la suiș ori coborâș. 7:00 dimineața. Lache se întâlnește cu un amic, alt funcționar comercial, tot comestibile et colori. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Oricât să zici, teribilă potriveală, domnule, ghete la fel, dar pe amicul nu-l supără gheata din dreapta, îl supără a din stânga. A, care va să zică, atunci ce e de făcut? E un lucru simplu. Lache ia la braț în stânga pe amicul său, care primește bucuros, și așa pornesc înainte, rezimându-se unul de altul în partea piciorului la care nu-i supără gheata. 8:00 dimineața. Sunt pe bulivar. Lache are o idee. Se așează pe o bancă. Amicul aprobă ideea lui Lache. Șed și unul întinde piciorul din dreapta, adică Lache, iar celălalt întinde piciorul din stânga, amicul care va să zică. Și șed așa, foarte melancolici. Ah, privind cum trec fel de fel de trecători și trecătoare, unii mai încet, alții mai iute, ba unii chiar aleargă, parcă ar fi cu picioarele goale. 9:00, Lache zice, hai să mai umblăm, mai rău e când șezi. Și amicul zice, și mie mi se pare. Și ridicându-se și mușcându-și fiecare buza de jos, iar se iau la braț, spre Cișmegiu. Coborând, văd cadre atârnate pe grilajul grădinii. Amândoi, amatori de bele arte, au deodată același gând, să stea puțin, să se uite și ei la cadre. Se opresc, rezemându-se bine unul de altul și ridicându-se
picioarele de afară, Lache pe cel din dreapta, cum ține pe Amic de braț în stânga, iar Amicul pe celălalt. Dar o galerie de pictură este cea mai obositoare distracție intelectuală. După câteva momente de admirațiune, Lache zice: "Hai să umblăm, e rău când stai." Și Amicul zice: "Și mie mi se pare." Și amândoi pornesc așa, ca doi frați din Siam, și încet, încet trec la Maidanul Duca. 10 ceasuri, Lache și Amicul se dau în leagăn, fiecare întinzând piciorul din partea unde s-au ținut la braț. Părea vântul face bine la început. Dar peste câteva momente, cei doi amici se satură de leagăn și pornesc după metoda lor. 1:30 după amiază, Lache s-a desfăcut pentru moment de brațul Amicului, care stă rizimat de un perete al vestibulului Teatrului Național. Lache cumpără de la casă 2 staluri, 3, la Sânziana și Pepelea. E îmbolzeală la casă. Un glas fâșietor: "Nu mai călca și dumneata, domnule!" 4:30 după amiaza, s-a sfârșit spectacolul. Lache coboară cu Amicul său la braț cele 3 trepte ale vestibulului. Se opresc în fața băncii pe trotuar. O inspirație trece prin mintea lui Lache: "Hai să ședem." Șed și Lache zice: "Eu o scot." "Și eu o scot," zice Amicul. Și atunci fiecare își scoate gheata de la piciorul din partea unde se ținuseră la braț, adică Lache pe a din dreapta și Amicul pe a din stânga. O, sfântă libertate! Am putea spune că nu e ceva mai sfânt pe lumea asta și putem, pentru ca să afirmăm că n-au fost vreodată 2 picioare mai fericite decât acum, piciorul drept al lui Lache și piciorul stâng al amicului său. Din fericire, ele nu mai știu ce să facă cu degetele lor. Parcă ar cânta așa, la clavir. Și, teribilă potriveală, domnule, amândouă poartă ciorapi cremi și cam largi, care vin de fac cute. Și firește că dacă face cute ciorapul, e mai rău când e gheata strâmtă. Foarte frumos. Pe piața teatrului stai, mă înțelegi, la umbră și te uiți și vorbești și râzi și se mai zbicesc și ghetele de la lacrimile picioarelor. 5 ceasuri după amiaza, Lache zice: "Hai să mergem." Hai! Și amândoi își potrivesc ciorapul crem, trăgându-l bine și făcând o cută sistematică sub călcâi. Apoi fiecare își ia gheata și vâră piciorul în ea. Vârful merge, călcâiul nu vrea și scârție. Și picioarele, care au gustat odată libertatea și lumina, încep să palpite și să zvâcnească nebunește la ideea că o nouă eră de sclavie și de întuneric trebuie să înceapă, o adevărată revoltă, care n-ar putea fi înăbușită decât cu praf de Federweiss, dar praful lipsește. Și revolta triumfă. Lache zice: "Nu merge, nu merge," zice și Amicul. Și amândoi lasă ghetele jos, fiecare în partea lui, și amândouă picioarele încep iar să joace din degete ca niște mâini de harfonistă. 8 ceasuri după amiaza, Lache și Amicul beau bere la Gambrinus, unde e lume destulă. Amândoi sunt cu piciorul respectiv liber și cu gheata alături. Plătesc și vor să plece. Se apleacă să-și ia fiecare gheata, caută în zadar. Ghetele lipsesc amândouă. Un mare hohot de râs pornește dintr-un colț al berăriei. Toată lumea se uită într-acolo. Ce e? Un câine englezesc al unui ofițer, câine dresat la circ să servească pe stăpân ca fecior în casă, face sluji ținând 2 ghete în gură. 8 seara. Lache și Amicul său stau în trăsură, picior peste picior, cel de deasupra numai în ciorapul crem. Lache zice: "Hai să le schimbăm, ia să vedem." "Haide, oprește, birjar!" Genială inspirație a avut Lache. Ghetele schimbate merg minunat. Dau drumul birjarului și se întorc în târg cu tramvaiul, la Mitică Georgescu. Dar vai, fatalitate, ca să zicem așa. La Mitică amândoi sunt forțați să scoată iar câte una, însă acum viceversa, Lache pa din stânga și Amicul pa din dreapta. Și cu mai multă precauțiune decât la Gambrinus. Fiecare șoține dinainte pe masă.